Salutare mașiniști, astăzi la garaj mai facem un upgrade la Lupo. Un upgrade care, sincer să vă zic, nu credeam că o să-l fac vreodată. Când am luat intercoolerul ăsta, credeam că este de ajuns pentru mașina asta și pentru targetul nostru de putere. În timp mi-am dat seama că nu este chiar de ajuns. Și anume, am ieșit în teste cu turbina nouă și în timp ce am ieșit în teste, nu știu dacă o să fie postat clipul cu turbina sau nu, până când o să vedeți voi acest video, însă în timp ce am ieșit în testele cu turbina, am observat că aveam 3 bari pe ceasul de boost de după intercooler și undeva la 3,4-3,5 înainte de intercooler, deci aveam o restricție măricică din punctul meu de vedere, mai ales că când vine vorba de turbine, 0,5 bari poate să fie diferența între o turbină care ține și între o turbină pe care o crăpi, pentru că totuși 0,5 bari dacă sunt în spectru de presiune în care turbina ta deja nu mai este fiabilă și nu mai este gândită pentru presiunea respectivă, poate să ți-o și strice. Din fericire, turbina noastră veche, care este clar că tot 3,4-3,5 făcea și motorul vedea 2,9-3 bari, a ținut până în ultima clipă, până am hotărât să o dăm jos la presiunile astea. Turbina nouă am preferat să nu o stricăm, pentru că este nouă, și atunci am zis hai să facem un upgrade la intercooler, să încercăm să mai răcim din aer și de asemenea să coborâm și presiunile astea, pentru că totuși poate să fie periculos, după cum am zis, dacă turbina ta nu este gândită pentru presiune mare, o pui la o presiune mare și face bum. Pe Lupo avem un intercooler 600x300 pe 76. Este sincer una din puținele mașini unde eu am putut să bag așa ceva. Pe Golf 4 nu prea poți să bagi așa ceva cu bară stock, mă refer. Pe Polo nici vorbă, intercoolerul de pe Polo era mult mai mic decât 600x300x76. Pe asta am băgat destul de lejer 600x300x76. Iar acum urmează să băgăm 600x300x100. Adică uitați-vă că eu n-am o palmă chiar foarte mică, dar nici una foarte mare. Este mai mare decât un lat de palmă. Intercoolerul, să zicem, are cam 8 cm mâna mea și tot intercoolerul are 100 pe lățime. Deci miezul este mult, mult mai, mult mai lat. Din fericire însă pe Lupo avem loc. Mai avem nevoie undeva de vreo 1 cm în față, dar mai putem să mai tăiem centimetrul ăla pe aici, pe la bară, să mai cuțităm un pic. Nu mai este foarte mult, adică nu vă imaginați că am putea să punem și mai gros, dar 100 este cam maximul pe care putem să-l băgăm. Și în spate a rămas de la intercoolerul vechi, de cum l-am montat eu pe mașină, a rămas cam 1 cm, 1 cm și ceva. Deci diferența de la un 70-76, 100, 1 cm jumate în față, unul în spate, cam avem. Acum urmează să dăm bara jos, să ne apucăm de potrivit, montat și tăiat și să vedem cum arată lucrurile la fel. Grila asta la fel ne mai permite să mai vină sus, nu mai trebuie să mai umblăm la ea, dar cred că jos trebuie să o mai scoatem un pic spre fața mașinii, încă centimetru ăla. Oricum ar fi, deși este un Lupo și te-ai gândit că nimeni niciodată în viața lui nu s-a gândit la așa ceva, că va avea intercooler mare, din fericire, ai cum să pui intercooler mare pe mașina asta și nu este absolut nicio problemă. Ne apucăm de treabă. Am dat jos bara și acum vedem diferența dintre interculere. Este cam așa, ăsta are 76, da, cam undeva la 3 degete și un pic, ceva de genul, și cel de jos care are 100 și este ceva mai mare. Sincer, într-o primă instanță o să încercăm pur și simplu să-l punem pe suporții ăștia vechi, fără niciun fel de adaptare, și să vedem cât de rău vine. La momentul de față vedem că mai este ceva loc aici între radiator și intercooler, mai este puțin loc, ce vedeți voi acolo undeva la un centimetru și ceva. Aici la radiator mai avem încă un pic de loc să ne ducem. Tot la fel, undeva la un deget aproximativ între ele. Deci eu zic că un deget colo, un deget dincolo și mai departe. Câteva ore mai târziu am băgat caloriferul aici, efectiv este atât de mare încât nu cred că s-a gândit nimeni niciodată că pe un Lupo, atenție, nu dă la cu șasiu tubular și toți băieții, poate să intre așa ceva. Deci este
ireal și sincer să vă zic, bara stă mai bine ca pe 99% de mașinile mele. Doar pe Logan cred că stă mai bine de atât. Vorba aia că l-ai nemodificat, dar în rest pe tot ce am modificat, poate și poate pe Ibiza o să stea bine. Dar în rest, în ceea ce privește o mașină modificată, intercooler a intrat super ok. Bara a intrat, intră și ea bine, o să vedeți imediat cum vine. Nu prea putem să cerem mai mult. Din punct de vedere al suporților, i-am lăsat și pe cei vechi acolo, pentru că sunt continuu, sunt prinși până jos continuu, este o platbandă continuă și am zis că mare lucru la greutate nu câștigăm dacă îi tăiem. De modificat nu prea aveam cum să-i modificăm pentru că erau destule departe și n-avea rost și atunci i-am lăsat acolo și în caz că intercoolerul nu aduce o îmbunătățire, probabil că îl dăm jos și îl punem pe OLX, sincer. Dar rămâne de văzut cum o să fie când ieșim în probă. Bun, acum că am montat bara stock și totul este pus la loc cum era, trebuie să ne gândim ce altceva ar mai putea să fie mic. Și vorbim aici despre admisie, bineînțeles. Aici avem o admisie pe 80, iar în turbină avem compresor de 73 de mm. Este un pic cam puțin, pentru că, totuși, dacă este să ne gândim, spre exemplu, un Passat 2.0B TDI, varianta de 240 de cai, motoarele alea generație 9, au admisie pe 100, la 240 de cai, stoc din fabrică, da? Noi ce căutăm cu 80 la 400 de cai și un compresor mult mai mare decât alea și atunci am luat Ditamai filtru, este un filtru relativ de buget, dar foarte bun, de la FMIC Pro. Am vrut să luăm pentru că ne-am strâns mai mulți băieți care voiam filtre din astea, pentru că sunt o alternativă foarte bună de buget. Ramero acum a trecut în... A ieșit din Uniunea Europeană, sunt în UK și când m-am apucat eu de cumpărat Ramer, le luam frumos fără vamă, fără alte probleme de import, că era în Uniunea Europeană. La momentul de față Ramerul se găsesc mai greuț, vin destul de greu, mai plătești și vamă și taxe și toți băieții, nu prea mai face sens. Sunt bune și Ramer, nimeni nu spune nu, dar a fost o chestiune pur și simplu de disponibilitate. FMIC Pro vin din Polonia, ia câteva zile să vină. Acum o să ne apucăm să facem o admisie pe 100 de milimetri. Ca de fiecare dată când lucrăm cu aluminiu, lucrăm cu mult aluminiu, fraților. Cât de mult aluminiu? Atât de mult aluminiu. Pentru că este foarte scump să cumperi puțin aluminiu pe 100 și atunci am zis hai să fie și mai scump, dar să ne mai rămână și pentru alte nebunii pe care le mai facem pe aici prin garaj. Și am luat 6 metri de țeavă de aluminiu. Îi facem acum unboxing rapid. Dacă mai știți, anul trecut am făcut o admisie de 1.8 turbo și a trebuit să luăm o Ditamai foaia de 2 metri pe 1 metru, mi se pare că. De aluminiu. Pentru că la fel nu se găsea să cumperi puțin atât de puțin încât să nu te rupă la bani și să nu simți că ai dat 100 de lei pe o palmă de aluminiu. Și în cazul acestei țevi pe 100, la fel, găseam 150 de lei, 60 de centimetri. Și foarte, foarte puțin. Este enorm. Și acum cel mai bine nu ne mai chinuim. Facem direct așa. Băgăm direct aici, frumos. Admisie, frate. Nu ne mai chinuim, să mai facem ceva din ea. Bun, și cam așa vine situația noastră. Avem acolo cupla pe 100, în care trebuie să venim cu aluminiu cam până aici la filtru. Da? Aici, în jurul șerpilor, trebuie să izolez bine. Trebuie să văd cum fac să mai găsesc ceva folie, ceva oricum și ignifug, dar în același timp și izolant, pentru că din păcate șerpii trec pe acolo, altă soluție nu prea avem. O să încerc să ies cu admisia cât de pitit pot încoace, dar 3 cm tot va fi exact lângă șerpi. O să ne ocupăm și de izolare. Izolarea s-ar putea să nu o vedeți în episodul ăsta, pentru că cred că trebuie să mai comand niște chestii.
Deci am terminat și admisia pe 100 de milimetri. Ca idee, voiam să vă arăt că este atât de mare încât, știți vorba aia, poate să tragă și câinele vecinului. Literalmente încape capul câinelui, săracul câine, a și fugit, așa, încape în admisie. Deci este o admisie mare, i-am făcut și un mic suportel aici, urmează să o montăm, să vedem cum arată pe mașină. Bine, eu am polișat-o, dar vă zic sincer, nu e o idee bună, mai ales cum trece la mine la două degete de șerpi, nu trebuie să rămână așa. Voi găsi o soluție să o îmbrac în ceva, m-am gândit prima dată la un fel de coating, să-i dau cu ceva pe ea, dar nu cred că reușesc vreo soluție Home Edition care să nu se topească. Cred că voi apela la vreun fel de bandă sau ceva de genul. La admisia veche am găsit o cuplă, trebuie să mă uit dacă găsesc cumva și aici și n-am fost eu suficient de inspirat, care a avut brațele 30 și 30 și prin dreptul șerpilor trecea cuplă, nu trecea efectiv aluminiu. Aici ori n-am fost eu atent, ori nu prea era disponibilă, fiind o cuplă 76-100, nu cred că era... Nu cred că era disponibilă atât de, cu brațe atât de mari. Așa arată admisia. Arată din punctul meu de vedere într-un mare stil. Nu atinge nici în stânga, nici în dreapta. Este cam la... Stați să vă pun un pic de lumină să vedeți și voi și mai bine. Să zic la un centimetru, un centimetru. Deci nu are nicio șansă să atingă. Filtrul ăsta zici că a fost făcut să fie aici efectiv. Singurul păcat este că trebuie să izolez cumva partea asta dinspre șerpi. Măcar dacă aș izola până aici, până trece de șerpi, până la suportul ăsta, să zic că ar fi cum ar fi treaba. Dar trebuie să văd, eventual, așa ar fi o idee să iau o cuplă pe 106 și să o îmbrac până acolo în cupla respectivă pe 106. Dar o să văd, trebuie să mă uit să văd ce e disponibil. Nu am gândit-o foarte bine, trebuie să recunosc. Pentru că acolo este fix lângă șerpi, dar arată foarte bine, adică mi se pare că arată foarte frumos admisia și sună și foarte bine, după cum o să vedeți imediat. Acum urmează să-i dăm ok, să vedem cum se aude pe loc.